că tu ești unul dintre fotbaliștii care au pierdut bani mulți. Da. Cu un astfel. E vorba de undeva la 400 de mii de dolari. Fără dobândă. Mai fi vreo 200 de mii de dobânzi. Adică... Mai e vreo șansă. Bună și dobânda. Dă-mi e doar dobânda, cum ar veni, nu, Cristi? Nu. Vremurile astea. Avocații gândesc în continuare la... Să văd dacă există, dacă se mai poate face. Deși e foarte greu, pentru că din păcate când TAS-ul dă un verdict, e foarte greu să mai te duci împotriva TAS-ului, poți să mai duci atunci la Tribunalul Elvețian. Dar sunt doar chestii de procedură, dacă încalcă procedura, nu de verdict. Din păcate, FIFRO Amsterdam s-a sesizat, pentru că în motivarea deciziei, la mine, arbitru spune că eu aveam timp de o lună să vin să descoper dacă e succesor sportiv. Adică eu din România... Adică tu trebuia să păzești dacă apare vreo echipă continuatoare, adică incredibil. Într-o lună de zile. Și atunci se poate crea un precedent. Adică pe chestia asta, mai ales când stau și mă gândesc că în toate campionatele mari, vacanța de vară ține vreo două luni. Adică tu intri în faliment și stai o lună și o jumătate și faci o nouă echipă. Și atunci sindicatul fotbaliștilor central s-a autosesizat pentru problema asta, că e inadmisibil. Vom vedea ce va fi. Eu am mare încredere în casa de avocatură, care mă reprezintă. Deci tu speri în continuare. Știi cum e, speranța mare ultima. Dar pentru că știi ce se întâmplă? La ce echipă? De la unde? Din Rusia. Din Rusia, de acolo? Da. Și ce se întâmplă? Un caz similar s-a întâmplat chiar recent la Rapid. Iosel, fundașul stânga, a jucat la Rapidul patronat de Valeri Moraru, cel care a intrat în faliment. Și nou Rapid, care a preluat palmaresul de la vechiul Rapid, a fost obligat să plătească 20.000 de euro. Sunt multe cazuri. Exact, asta e cazul de echipă de tip Phoenix, cum se spune. Exact, sunt multe cazuri. Și atenție la el, după câțiva ani... Avocații le-au adus și le-au prezentat. În care deci sunt șanse ca și tu să-ți recuperezi bani. Nu cred. La mine e închis. Atâta ce tribunalul de la TAS îți dă verdictul, ei încearcă în momentul ăsta. Dar la el, la Iosel, la Rapid, n-a fost de la TAS, să știi. A fost decizie, cred că, de la FIFA. FIFA, da. E, la mine decizia, la mine, asta e problema. Pentru că la mine FIFA a întârziat 2 ani jumate să-ți judece cazul și... În momentul ăsta, după 2 ani jumate, au venit și n-au dat o decizie. Au spus că clubul a intrat în faliment. Clubul ăsta a intrat în faliment în perioada asta, deci după 2 ani jumate. Da. Deci eu am așteptat 2 ani jumate la FIFA în care ei n-au venit cu nicio decizie. Pentru că dacă eu aveam o decizie de la FIFA, acum nu mai putea să spună arbitru că să motivez decizia că aveam 30 de zile și că adică a durat foarte mult. Da. Adică cel puțin 2 ani jumate, adică păi clubul ăla eu știu de exemplu că cam un an de zile se dă. Exact. Maxim la mine a de dat, tot, la mine a fost, mai mult. La mine a fost 2 ani jumate, înțelegi? A fost 2 ani jumate și după asta s-a terminat în 2013, în 2016 s-a terminat. Și am venit în 2016 și au zis că clubul a intrat în faliment și nu mai au ce să judece. Eu în 2017 am aflat că s-a făcut o nouă echipă, au mutat totul, de la conducere, masiori, doctori. Adică fix aceeași echipă. I-am îmbrăcat altfel. Da. Nu, i-am îmbrăcat în aceeași culoare. În aceeași culoare. Jucau pe același teren, doar au pus alt nume. Altă societate, da, și alt nume. Da, au pus alt nume. Bun, și au schimbat și ea numele, cred. Da, au schimbat. Nu, deci noi ne-am numit prima dată Volga, da? Volga Nijni Novgorod. După aceea au schimbat un Olimpiț. În perioada când era, Olimpiț era un satelit. Au văzut că au datorii foarte mari, că sunt foarte mulți jucători. Și am mutat în Olimpiț. Au intrat în faliment Volga și au intrat în Olimpiț. Bun. După aceea eu am aflat, mi-a spus avocat, uite așa, au găsit probe, nu știu ce, și ne-am dus din nou împotriva clubului. FIFA mi-a zis din nou, în 2017, mi-a zis că rămâne aceeași decizie și atunci m-am dus la TAS. Și la TAS au spus că motivarea deciziei a fost că aveam 30 de zile în care eu trebuia să demonstrez din 2016, 30 de zile găsesc. Da, adică eu, nici dacă nici FBI-ul nu găsește în 30 de zile că e un nou club. Până mulți, până și asta a fost decizia. Și atunci cei de la FIFRO Amsterdam, sediu central al Sindicatul Fotbaliștilor, încearcă să ia atitudine prin postarea care au făcut-o și încearcă să discute despre lucrul ăsta, că creez un precedent în care, ok, eu sunt un caz, dar pot să facă toți de acum înainte același lucru. Dar mai erau jucători în situația ta? Sunt trei jucători acum care se judecă la TAS, numai că față de mine, ei toți au 3 decizii. Decizii date la FIFA și la ei trebuie să le dea decizia acum. Nu va putea să se lege de
de altceva. Iar vedem ce va fi, că contează foarte mult și pentru, mai departe pentru mine, ce decizii vor primi acești jucători. Normal. Cristi, și tu ai pierdut ceva bani de lungul carierei, dacă nu mă înșel? Da. Cam da. Bine. Nu ai luat atât. Mai mult decât ai pierdut, dar ai și pierdut. Da. Pe de-o parte, pe am unde corelat pierdut, într-un fel. Păi m-am pierdut. Am lăsat. N-ai luat. N-am luat. Bine, n-am luat. Păi, de exemplu, spre deosebire de Spania, în care e diferență foarte mare. Ai încasat bine. Bine, nu. Așa zic. Și acolo au fost probleme cu clubul. Da. Înțelegi? Am intrat în insolvență, dar acolo e o altă strategie, în primul rând a statului și a primăriei și a toată lumea, federația, care să tu trebuie da, să justifici că... banii aia, că tu ai să dai salariile alea, înțelegi? Adică oamenii la începutul sezonului, avem bugetul de salariu. Eu, de exemplu, n-am plecat în Franța, trebuia să semnesc când a fost atunci să plec în Franța. De ce? Pentru că cluburile la început de sezon în Franța spun că au un buget. Da. Îl garantează în bancă și bugetul ăla nu se poate de... nu poți să treci peste el. Adică la mine era o diferență când a trebuit să plec în Franța, atunci era de o diferență de 100.000 sau ceva de genul. De euro. De euro, da. Și trebuia să aștept să plece un jucător ca să se elibereze, ca să se elibereze să poți să... Da. Și n-a plecat în Franța pentru lucrul ăsta. Lucrul ăsta... De la ce echipă aveai oferit? Arles Avignon. Uh-huh. Am și fost acolo. Am făcut vizita medicală și din păcate n-am plecat. Lucrurile astea se întâmplă nu în campionatele puternice. Niciodată nu o să aibă probleme Manchester City, Real Madrid, echipele mari nu o să aibă niciodată problema asta. Lucrurile astea se întâmplă în celelalte campionate. În Rusia, am înțeles că acum mai nu începe și în China să fie probleme, în Arabia sunt mari probleme iară cu banii. În campionatele astea, pentru că, până la urmă, cei mari întotdeauna sunt acolo, banii vin, n-au o problemă. Da, da, știu să-și managerieze și bani. Uite, Marius Alexe și-a luat o țeapă mare de tot, da, de la știu, care știu, de... Da. Tot 4-500 de euro. Mai mult? Chiar am încercat să-l... Nu, este vorba, spune. E vorba de, în total, sunt două contracte. Unul de... Știu despre ce vorbesc, pentru că am încercat să-l ajut cu firma de avocatură care colaborez și încerc să ajut cât pot jucătorii care au probleme. Din păcate, la el e o mare problemă, pentru că el a mers și a căzut în anumiți oameni în care i-a spus că s-a depus actele, s-a făcut și nu era nimic depus. Și s-a prescris, au trecut aia 2 ani. Și aici o chestie și care... Și cât are de încasat? Din ce mi-aduc eu bine, sper să nu crede că vei 6.000 și el. Incredibil. Adică, e o avere. Adică vreo 400.000 sau 300 și ceva și mai alt contract de vreo 200 și ceva. Care două contracte și la el... Din s-au pus cruce pe ei. Da. Și chestia asta cu prescripția e o problemă. Că dacă tu nu faci în 2 ani de zile, gata, ți-ai pierdut banii. Sunt multe lucruri care ar trebui schimbate. Din păcate, echipele mari nu au probleme și atunci nu sunt deranjați. În momentul când îi deranjezi pe cei mari, atunci se pot schimba lucrurile. Deocamdată, cei mari nu sunt deranjați și nu se întâmplă nimic. O să se meargă în continuare pe același lucru. Sunt mari probleme în Arabia, din ce primesc cu informații și aia. În China acum, dacă nu s-a dat o lege, cred că s-a și dat, în care ca străin nu mai vor să permită mai mult de 5 milioane de salariu, pentru că ajunsese la niște salarii de 30 de milioane, 20 de milioane, și acum vor ca străin să fie de cât 5 milioane.